Îi mulțumesc că ne-am revăzut cu Florin Dobrescu. M-am uitat la vitrina de carte a dumneavoastră. Acolo am găsit cartea scrisă de Dan Turic, una dintre ele. Acolo am văzut cartea fostului meu profesor de limba franceză la liceul Iulia Hașdău. În anii aceia n-am știut că a făcut închisoare. Este vorba de Marcel Petrișor. Cartea lui este acolo. În anii aceia, când eram elevă, nu știam multe, am aflat ulterior. Acum, din această carte scrisă de Constantin Iulian, am să vă citesc un fragment. Regimul de celulă ne-a obligat la o activitate cât de cât intelectuală, care a constat în învățarea unii de la alții a unor poezii, noțiuni de limbi străine, filozofie, în special filozofie creștină, matematică și, în general, tot ce aveau oamenii păstrat în memorie și care putea interesa pe cei din jur. Astfel ușuram trecerea apăsătoare a timpului care opera destructiv asupra sistemului nervos și așa supra-solicitat. Ispitele și gândurile negre trebuiau într-un fel îndepărtate pentru a nu ne prăbuși, a nu ne prăbuși sufletește. În regimul sever de celulă, cel mai greu trece ziua. Anii trec mai ușor, cel puțin aceasta era senzația noastră, a celor închiși fără cărți, fără mijloace de scris, fără contacte cu lumea liberă. Nu aveam voie la scrisori, pachete și nici măcar la ziare. Eram niște oameni îngropați de vii, supuși la moarte lentă prin înfometare. Rugăciunea, numai rugăciunea, rămânea singura evadare spirituală, dătătoare de speranță. Memorarea poeziilor, în special a celor create în închisoare, se făcea întâi prin scrierea lor, strofă cu strofă, fie pe un săpun, cu ajutorul unui vârf tare, realizat dintr-o bucățică de sârmă sau așchie de lemn, fie pe partea laterală a ghetei, după ce în prealabil se dădea cu săpun și se presăra DDT sau praf de var răzuit de pe perete și în mod asemănător se zgâria cu același vârftare. Dar să nu uitați, niciodată rugăciunea rămânea singura evadare spirituală dătătoare de speranță.